Salut, sunt Alin și în cazul în care nu v-ați dat seama, astăzi o să testăm câteva mituri super șmechere și eu zic că o să vă ajute în cazul în care vreți să vă jucați și în cazul în care nu știți multe chestii. Și desigur, înainte de a începe, nu uitați și voi să bușiți butonul de like, exact cum o să facă băiatul ăsta aici, o să primească foarte multe like-uri. Desigur, să vă și abonați la canal pentru că mă ajută enorm și să folosiți și codul Halin pe shop și o să începem cu primul mit, ce anume, poți construi în timp ce dai grapple. Hai să vedem. Deci dăm grapple. Hai să mai dăm încă o dată. Și bă, chiar a mers. Deci apare mitul ăsta chiar funcționează. Bolovanul ăsta poate să spargă build-ul și avem aici build-ul de mai multe feluri, adică Armored Wall, cărămidă și lemn. Hai să vedem, îi dăm una direct încolo. Mama, a trecut ca prin brânză, bă, efectiv a spart și pomii aia. Poți să te agăți cu grapple-ul în timp ce ești călare pe un animal? Bă, deci dacă merge chestia asta, e super mișto Fortnite-ul. Da, îmi retrag cuvintele. Deci, da, pare nu merge. Să nu încercați așa ceva. Îți poți lua damage dacă te lovește piatra? Deci tu ești acolo, da? Așa. Aici e piatra. Hai să zicem că tragem de la distanță. Mamă, nu că ți-i damage, ți-a direct tot HP-ul. Mamă, 165. Două gloanțe de DMR te pot omorâ? Hai să vedem. Noi avem aici un DMR verde. Din câte știu, ăla legendar dă foarte mult damage undeva la 78. El are, mi se pare, 150 în total. HP cu tot cu shield. 3, 2, 1 și... 1, 2. Bă, dă 79 ăsta. Deci înseamnă că la legendar dă undeva la 80 ceva. Bă, e super bună arma asta. Este adevărat că dacă iei buruienile astea, cresc florile mult mai repede și primești și loot în același timp. Deci avem acum verde. Bine, ăsta nu e al meu, dar nu contează. Avem acum flori verzi. Luăm o buruiană. A doua. A treia. Și... s-au făcut albastre. Ok. Deci aparent îți dă și loot mai bun. Nice. Mamă, cât ne-a dat. Poți da heal animalului cu cea cannon sau eventual cu splash-urile pe care le-am eu aici. Hai să vedem. Deci are 242 HP, am 4 splash-uri și... da, a mers și aparent îmi dă și mie shield, deci e super bine. Poți trage itemele cu grapple-ul? Hai să vedem. Din câte știți, la super puterea lui Spider-Man mergea chestia asta. Lăsăm și canistra asta, deși nu cred că o să tragă, dar mă rog. Vă că pune ținta direct pe ele. Deci sniper-ul l-am tras. Striker-ul l-am tras. Și ăsta... ăsta n-a mers. Și din câte văd, nici nu i-a luat o încărcare, adică dacă vă uitați un pic, bine, mi-a luat încărcare că m-am agățat de canistră. Dar așa nu vrea nicio încărcare, deci chiar e super mișto chestia asta. Poți da raid pe bolovan, hai să vedem. Bă, nu știu dacă e adevărat, ia, dă cu pickaxe-ul în el, dă cu pickaxe-ul. Du-te lângă el. Bă, what? Mi-a dat damage. Mă, nu știu, am făcut un pick raid, dar mă așteptam să merg până în partea aia, în Sleepy. Mă, nu știu dacă să-l confirmăm pe ăsta, tu alegi, da sau nu? Ok, bine, apare mitul ăsta, n-a fost confirmat, deci da. Poți construi în timp ce călărești un animal? Hai să vedem. Oh, da, și apare, poți să faci și box. Și acum alt mit, poți edita în timp ce ești pe un animal? Hai să vedem. Oh, da, și chiar merge bine, adică ia uitați-vă, pac, pac. Un alt mit, poți băga chuck cannon-ul în cort? Hai să vedem. Deci, am luat cortul, pac, l-am pus aici, manage storage, deci astea mă lasă să le pun. Și chuck cannon-ul nu puteți să-l puneți, deci, da, să țineți minte, chestia asta chiar nu merge. Din câte știți, cam orice vehicul din Fortnite se poate alimenta cu benzină. Dar, putem alimenta și bila? Hai să vedem. Deci, în primul rând, vehiculul ăsta merge, da, merge alimentat, fără probleme. Dar, acum putem să alimentăm și bila, luăm asta. Bă, că nu alimentează, mai mult o spală, dar mă rog, am venit la spălătorie. Deci să nu faceți chestia asta, chiar nu merge. Și cred că nu aveți cum să încărcați o bilă, trebuie să luați alta. Îți iei full damage dacă se arde pe animal? Hai să vedem. Deci alergăm cu el și acum îi dăm jump direct și... mamă, hai că mi-am rupt un pic picioarele. Cred că ăla a rămas sus acolo. Ok, și nu cred că poate să dea slide, că s-ar putea să moare și el. În fața mea avem două armored walls-uri și o să încercăm un nou mit, și anume, combat SMG-ul este mai bun decât Hammer Assault Rifle. Hai să vedem. Deci avem 2500 cu 2500 și facem chestia asta pe un singur încărcător, da? Hai cu Hammer mai întâi. Ok, 1920. Acum e combat SMG-ul. Mă, dar ce reculare. 1924. Și practic cred că ați putea să distrugeți un perete super easy cu hammer-ul. Bun, deci stamina e fix bara deasupra HP-ului lupului. Deci hai să-i dăm aici în față. Bă, aparent chiar a mers. Deci e bine de știu chestia asta și da, mitul se confirmă. Și e foarte folositor să știți neapărat în cazul în care sunteți în meci. Îți iei full damage dacă cineva sparge bila și ești în ea? Hai să vedem. Deci avem aici bila, 51 din 400 la HP. El o să tragă în noi când o să fim în aer. Cred că poți să tragi, trage. Mamă, fii atent că mor. Bă, deci eram 100% sigur că o să mor. Poți trage în timp ce călărești?
Bă, aparent chiar merge și eram și cu sniperul, deci mitul se confirmă. Poți farma în timp ce ești pe animale? Da, mitul se confirmă, chiar merge să faci chestia asta. Am auzit că dacă te duci pe item shop și folosești codul Halin și eventual te și abonezi la canal, ci că s-ar putea să faci numai winner ca asta. Poți lua mai multe grepele deodată? Luăm una și... Ok, deci puteți să spamați cât vreți pentru că o să vă intre o singură mânușă de asta. Deci da, apare mitul ăsta a căzut instant, iar nu puteți să luați mai multe. Îți iei full damage dacă sar cu animalul de sus? Hai să vedem, deci cred că ați putea să faceți și un sky base dacă merge chestia asta. Deci 3, 2, 1 și... Bă, da, aparent a mers, dar a murit, deci, na. În cazul în care nu știați, la începutul sezonului, putea să vedeți playerii prin con dacă aveați un DMR și eventual să și trageți în ei. Deci hai să vedem dacă putem să tragem prin conul ăsta și stăm fix în spatele lui. 3, 2, 1 și... Ok, deci ținta din câte știu se ducea fix după con și practic putea să trageți prin el, dar aparent nu mai merge, deci... Pare rău să vă zic, dar nu mai puteți să faceți schema asta. Gazerul poate să spargă build-ul? Hai să vedem. Deci punem așa, punem și de-asta. Bă că n-a spart. Dar cred că dacă mă pun eu s-ar putea să fie ceva. Bine, nu știu dacă îl sparg, dar... Hai să vedem. Mai așteptăm puțin. 2000 years later. Bă, da. Treci instant prin el, adică nici nu stai la discuții. Poți să tragi cu arma imediat după ce ai dat grapple? Hai să vedem. Deci, facem asta. Încă o dată. Și acum am luat arma și nu pot să trag din aer. Deci după ce ați aterizat aveți undeva la 2 secunde cred sau ceva de genul. Poți transporta cu tine o canistră fără să ocupe loc în inventar? Hai să vedem. Asta înseamnă că gen dacă aveți un vehicul puteți efectiv să puneți canistra pe vehicul și când aveți nevoie de benzină să încărcați. Bă, văd că a mers, deci am putut să pun chestia asta. Hai și la autobuz pentru că la autobuz ar trebui să puteți mult mai easy și... Încercați aici în spate. Bă, a mers. Deci aparent chiar merge să pui o canistră pe vehicul. Ok, din câte vedeți în stânga jos, suntem la arenă. Ignorați punctele pentru că n-am mai jucat de mult. Și o să vedem dacă putem găsi bilele aici. Din câte știu am auzit că s-ar putea să fie voltit. Deci ia să le căutăm. Și parcă erau chiar aici. Deci aici trebuie să spawneze cel puțin două. Ciupercile astea noi îți pot atenua căderea? Hai să vedem, adică dacă te salvează efectiv de la un fall damage sau chiar de la moarte, na. 3, 2, 1 și... Bă, chiar a mers și plus că îți dă și 15 shield sau HP, depinde. Și acum un alt mit, dacă dai cu cea cannon, splash-uri sau shield keg, cresc mult mai repede florile? Hai să vedem, dăm o dată. Bă, da, aparent e adevărat mitul și au crescut din nou pentru că le-am luat mai devreme, deci super șmecher. Hai să vedem, 3, 2, 1 și... Mamă, cât m-a săltat. Ia, următorul. Băi, ești nebun, am făcut parkour cu mașina. Ia și aterizăm fix pe asta. Da, sau în afara zonei. Bă, aparent chiar a mers chestia. Și chiar am sărit pe două. Este adevărat că dacă folosești shockwave-ul și slide-ul, poți să dai slide până la mama naibii? Bă, îmi mersese. Ia, hai că mai încercăm o dată. Bă, cred că au scos chestia. În cazul în care voi știți cum se face sau a mers, lăsați la comentarii. Mie aparent chiar nu mi-a mers deloc. La Reality Falls există o zonă secretă după cascadă. Ok, vă că ne-a dat jos din mașină. Hai să ne urcăm din nou. Bă, mișto pe aici. Sincer, eu n-am mai fost deloc. What the fuck? Ah. Bă, ce caută ăștia aici, mă? S-au împrietenit toți? Hai și noi să le facem aici niște burgeri. La nou build, campfire-ul îți dă mai mult HP decât la build? Hai să vedem. 80, 82, 84. Bă, aparent cred că îți dă câte 2 în plus. Deci da, e chiar mișto chestia și în cazul în care v-a ajutat video-ul ăsta și v-a și plăcut, nu uitați și voi să lăsați acolo un like pentru că mă ajută enorm. Și desigur să vă și abonați la canal în cazul în care n-ați făcut-o. Eu am fost Alin și ne vedem la următor video. Ciao.